Duminică dimineață, polițiștii de frontieră care acționează în zona Ostrov au oprit pentru control pe un drum național din județul Constanța, în apropierea mănăstirii Dervent. Două autovehicule în care se aflau patru cetățeni bulgari și șase cetățeni irachieni. În urma verificărilor s-a stabilit că irachienii cu vârste cuprinse între 5 și 39 de ani au trecut ilegal frontiera din Bulgaria, pe jos, cu scopul de a ajunge în Germania. Totodată s-a stabilit că migranții au fost ajutați de cei patru bulgari care în cursul au intrat legal în România prin punctul de trecere a frontierei Ostrov, cu două autoturisme marca Audi și Hyundai înmatriculate în Bulgaria. Luați la întrebări, aceștia au declarat că urmau să-i ajute pe cetățenii irachieni să ajungă în Occident. Astfel, polițiștii au întocmit două dosare penale, unul pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii irachieni, precum și unul pentru trafic de migranți. De asemenea, autoturismele au fost ridicate în vederea confiscării. Cetățenii bulgari vor fi prezentați pentru audieri unui procuror din în cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, iar cetățenii irachieni vor fi predați autorităților bulgare conform protocolului româno-bulgar.